fostul primar general al capitalei, doctorul Sorin Oprescu, a fost condamnat la 10 ani și 8 luni de închisoare de Curtea de Apel București. El a fost găsit vinovat de corupție și vor fi confiscați bani și o vilă de 2 milioane de euro din cartierul Primăverii. Însă Oprescu este de negăsit. El ar fi fugit în Grecia imediat după Paște. Condamnarea lui vine la doar o zi după ce aceeași instanță l-a trimis după gratii pe Cristian Popescu Piedone în dosarul colectiv. Doctorul Sorin Oprescu a primit 4 condamnări pentru tot atâtea acuzații de corupție, constituirea unui grup infracțional organizat în variantă agravată, luare de mită, abuz în serviciu și spălare de bani. După contopire, 2 dintre cei 3 membri ai completului de judecată i-au dat pedeapsa de 10 ani și 8 luni de închisoare. Însă, polițiștii nu l-au găsit acasă. Ofițerii serviciului de urmăriri din Poliția Capitalei l-au căutat pe doctorul Sorin Oprescu la unul dintre domiciliile sale cu un mandat de executare a pedepsei în încercarea de a pune mâna pe el. Ați reușit să-l identificați? E acasă? Știți cumva unde a dispărut? Iată așadar, ofițerii de la serviciul urmăriri nu reușesc deocamdată să dea de urma lui Sorin Oprescu. Surse din anturajul fostului primar susțin că doctorul Oprescu ar fi plecat în Grecia imediat după Paște, cu doar câteva zile înaintea termenului anterior de pronunțare a deciziei de condamnare. Ar fi ieșit din țară prin punctul de frontieră de la Giurgiu și s-ar fi îndreptat spre Salonic, unde are o altă proprietate. A fost dat în urmărire generală, iar pe numele lui a fost emis și un mandat european de arestare. Astfel va fi localizat oriunde în Europa și reținut. În plus, judecătorii care l-au condamnat pe doctorul Sorin Oprescu au dispus ca o măsură de confiscare extinsă și confiscarea acestei vile impresionante situată în cartierul Primăverii, un imobil despre care procurorii anticorupție susțineau că ar fi fost cumpărat de renumitul chirurg pe numele unei apropiate, dar ca persoană interpusă. Suntem în zona cea mai tare a Bucureștiului, fosta parcelare Jianul, cartierul Primăverii, construcție care valoarea ei ar fi la circa 2 milioane de euro. Proprietarul oficial al vilei este partenera de viață a doctorului Oprescu, o doctoriță pe care chirurgul, cu 30 de ani mai în vârstă, a cunoscut-o pe când era stagiară. I-a rămas alături și în cele 2 mandate de primar general. Surse din anturajul doctorului Oprescu susțin că an buni, salariul lunar de edil a rămas integral într-un cont bancar pentru că nu ar fi avut nevoie de el. Iar după ce nu a mai condus primăria generală, Sorin Oprescu a intrat în afaceri. La început a deținut un spital generalist în asociere cu niște turci, apoi a deschis un lanț de clinici medicale împreună cu un apropiat pe care i le-ar fi lăsat fiului său. Ultima afacere cunoscută a lui Sorin Oprescu este o companie care vindea produse medicale. Unul dintre cei mai importanți clienți ar fi fost chiar administrația spitalelor capitalei. Unicul său interes real din funcția de demnitate publică a fost în ridicarea nivelului propriei bunăstări din banul public și consumarea plăcerilor vieții, precum plimbările frecvente între proprietățile sale luxoase și la Viena, la hoteluri de lux, întreținerea unei concubine costisitoare și alte asemenea. Lui Oprescu îi vor fi confiscați și banii, peste 100.000 de lei și aproape 10.000 de euro. Așa că vila pe care o deține în Ciolpani, lângă București, îi va fi menținută sub sechestru. Chiar în vila respectivă a fost prins în flagrant când primea mită 25.000 de euro de la directorul administrației cimitirelor. Și el a fost condamnat în acest dosar la 11 ani și 6 luni de închisoare. Banii, susțin procurorii, proveneau din infracțiuni de corupție comise de un grup din care mai făcea parte, printre alții, și șoferul fostului primar general, condamnat acum la 7 ani și 2 luni de detenție. Dacă va ajunge la închisoare, doctorul Sorin Oprescu ar putea sta mai puțin de 10 ani și 8 luni. Pentru că are 71 de ani, va putea fi liberat condiționat după ce execută doar o treime din pedeapsă. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.